Salutare, salutare! Doar ce am vorbit acum cu Marian și cu Răzvan, cu trupa mea de stand-up. O să facem o reprezentație frumoasă pe baltă, de data aceasta la spinning. O să merg cu ei să învăț cum se dă la ștucă. O să fie destul de interesant. Și stați aproape, urmează imagini de pe baltă. Sunt pe fund, cum sunt? Sunt pe fund ștucile. Da, dar frumos e video asta. Aude cât de scăzut. Așa? Da. Aici, zici tu pe lângă plaurii ăștia? Eu am fost cu mărine ce așa, scos știu. Bă, dar tu ești nervos că de scăzut apa, nu se crede. Bă, hai că poate o fi. O fi ziua noastră. Hai să ne apucăm de bărci. Încercăm, oricum vreau, eu vreau să dau și pe aici printre plan. Păi dă-mă, dă-mă. Eu dacă merg cu tine în barcă. Sunt vă... Mamă, frățică, dar e mică rău, mă. Ce să-i faci? E, la aia trebuie să fim atenți, la sateliții aia, să mă înțăpăm. Mult în colo de aia la spital. Să avem fire întinse, băieți. Prima lecție de spinning pe... Și vânt în pupă. Da. Și fire întins și vânt în pupă. Cu Răzvan Babanu. Uite ce repede să umflă. Băiatul care și-a lăsat bocancul, sper să-și uite și piciorul. Asta care și-a uitat bocancul aici, sper să-și uite și piciorul pe vreun pod. Da, l-a mâncat ștuca. Merge, da. Auzi ce vreau în pot. Bă, da, bună pompa asta. 12V și 100W. Deci asta e semn clar, frate. 0,52 bari. Merge. Asta e semn clar cu uitate de... Hai să bag asta. Nu știu ce ajută-mi, hai. Hai mă, să te ajut. Ăla e forța. Vrei Mihai una? Dă-și mie una, că dacă... Ia, uite-mă pe mărin ce dotat e. Hai, ia-ți și tu una. Păi nu știu, mă. Nu știu, pe verde. Bă, aia e singura. O luași bine, hai. Dă-mă una galbenă. Da, o luași bine, aici e mai bună. Eu luai pe asta a începătorului. Păi ți-o dau dacă vrei să dai tu pe ea. O luați, o luați. O luați, o luați. Deja mă faci să mă... Păi da, mă, dar și lui o să prindem de alea, numai ștuși de alea scumpe. Să vedem, da. O să iau numai de aia mică. Vezi, aia mică s-o eliberez. Aia mică și frumoasă s-o luați voi, pe aia mare și mică să mi-o lăsați voi. Aha, așa, așa. Bine, ha, fiind întins. Să mă ajut să fac și-o aia strunița. Și noi.
Ce se aude? Nu știu, am uitat și parcă le suflă, nu? Nu. Nu se sufle barca cu noi. A fost Luciu, cu ea nu mai miră nimic. Am fost 100 de chile, dracu. Să pui... Ok, stai bine asta ta. Să pui scândura, să stai pe ea. Nu, că stau bine acolo. Sunt și mai greu la lansare. Hai că prima dată să văd cum arunci. Cum vrei. Da, că nu e greu, mă, ce ai. Bă, parcă răsuflă. Acum nu se vede. Bă, dar nu se vede la noi, mă, se vede din partea aia. De la spital. Păi da. Se vede că tai la circular. Vedem eu dacă se mai bană. Un ungura minunea lui fratele ăștia, ce găsesc. Și ăsta e bună. Nu e să mi-o dai pe aia cea mai ieftină și care prinde pește mult. Hai că nu mai știu unde le-am, că dacă am dat 3 cu ele. Așa da, la fox. Ce dă mă, pe vobler? Bă, da, nu pe peștișor. Da, nu știu, nu găsesc un fir. Să trebuie să fie... Dă-mi aia, să spun. Asta e a ta. Asta e a mea. Băgăm un dolinger. Eu pe ăsta am prins în dată. Deci fie alea. Așa. Asta, deci, întotdeauna să fie atent la asta, așa să-mi iau asta, că poate un pic în baltă. Asta e frumos. Totdeauna urmărești truna să nu-ți vină până în vârf. Da, 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 da. Cam atât cu toamna acum. Prins okay. Din dată la lansarea normală. Și dai cu ea. Fac. Aici e apa mică, nu o lasă pici pe fund. Și încep. Mânesc de 2-3 ori. De vârf. Trebuie să strâng și truna. Asta e toată joacă, uite. Uite ce frumos faci. Așa, pac. Nu e greu, e ca la lansarea normală, la pește normal. Aici fiind apa mică unde dăm noi acum, nu o lași pe fund, că o să iei rugos. Și să-i chinui să-l scoți. Oricum, e inevitabil să nu iei rugos. Acum deja mi-e trebuie să-i rugos. Aici e șmechere. Da. Chiar face frumos, să știi. Da. O să vede fundul ape. Ți-e incomod să stai pe scândură? Nu neapărat. Stă mult foarte înclinat. Hai că stau pe scândură. Da, mă, vezi, mai adâncă spre mare, aici, acolo e șanț. Acolo e șanț. Și aici e mică. Că se vede... Am plecat în căutarea cu coanii. La... Am prins un pește mic. 1, 2, 3, 4, 5. Eu am prins un pește în clinci. A, mă, bă, și Marine părăsit, s-a dus acolo singur, băga bont. Nu ce bagă, da? Vezi că și eu nică-i s-a dut în sus pe unde a fost ăsta. Unde s-a dus Adrian? Da.
nu mai vezi să mă bată. Facem pauză. De o sticlă de apă. De moțuică. Alai. De izvor. Plin de pescari. Acolo în jos nu știu la care să mergem, e prea departe. Nu, că e departe acolo. Avem mult de pedalat după aia. Nu știu ce trebuie să fie, că nu spune aici unde e apă mai adâncă. Nu știu pe ce aș da. Ia o să dau pe asta că e mai grea. Vedem. Mamă, ce de căcat, iar rugim deja în ancora, bă. De la cine pula mea arată? E bună mă lingurița asta, e de știucă e. De știucă, a? Da. Am luat-o, n-am luat-o de mult, nici n-am dat cu ea. E nouă. Păi, o inaugurez eu acum. E frumoasă. E ce miște. Unul vâzlește, unul arunc. Și noi drag, cu drag pescuim, nu? Da, deci pasă ce frumos facem. Să zic că nu prinsei. Ia mai după. A. Super fain. Și grea să duce, uite. Plusc. Nu știu dacă nu e pește. Cum aia? Nu e pește, brează când trag. Sau vine de alată? Sau vine de alată? Nu știu, de alată. Da. Uite, de-aia trăgeam. Frate, mi-a scăpat câteva frumoase așa. Asta e lingura adevărată. Uite asta cu pielea de dragon. Asta e fratele mele, dragonul. Asta încerc eu pe asta, zici că e biban. Da. După ăla, după aia, că mai avem aici la linguri. Să avem noi pește câte, da. Câte sertate de linguri. Asta, asta e preferata mea. Asta și mai am una, nu e asta preferata, aia alta e, nu știu unde am. Am atât de multe, nu mai știu unde le-am băgate. Cam câți bani zici că de-aia aceea? Irlandeză. Cam câți bani zici că sunt aceia? Nu știu, le numărăm și mulți și tu cu câte, 15 lei, 16 lei, câte una. Bine, lasă că nu mai numărăm, că acolo neveste. Da. Ce irlandeză asta, să știi că e frumoasă, uite, poți dai cu ea. Puneți hai, o încerc după aia, pune-o. Așa aici. Asta ce, încerc după aia cu ea. După aia cred că încerc și cu un peștișor din ăla. Poate, poate. La broască, da, nu știu cât de adânc se duce broasca aia. Ce frumos e că e liniște, știi? Și nu sunt nici valuri. Îți dau pe twister. Piatra unde e. Bă, deci putea asta. Știu. Mori. Mie spui. Mă rup să las. Cum sunt când un metru. Știi cu ce să-ți faci cu clor puțin? Da. Am uite boss aici. Ăsta. Că ăsta de ăsta vreau. E și mai mic. Lasă pe ăsta mai mare, poate. Poate mumeală mare, pește mare. Da. Să vedem cum iese. Mai știi? Păi, nu știu cum. Uite ce zici, frumos se vede peștișorul. Ăla chiar zici că e... și face și vibrație în apă ăla. A, are țipie. Hai să încercăm și cu ăsta să vedem. Ia să vedem cum face în apă prima dată. Uite ce frumos face asta. A? Ce frumos se comportă asta în apă. Da, ăla e mișto rău. Păcat că nu dă pește la el. Păcat că ne place doar nouă. Da. Ha,
Hai peste el, frate. Sare după ăla, sunt mârlițe, nu sunt mari. Hai peste el, că nu se poate. Pe el să aibă atacuri și noi nu. Bună, exact la broasca aia care ne-a dat el. Se că eu luai și pe aia bună. Eu luai și pe aia bună. Și garantat el dă cu asta care o luai eu, că erau dubluri, două. Au, aici, când sare la asta, trebuie să fie ștucă, sănătoasă, frate. La asta. Nu neapărat, ce? Nu? Nu vrei mai mare decât broasca. Și aia e adevărat. Bancurile le-a un țir garantat. Poate că e apa liniștită, frate, și nu se vede. Să dăm la broasca lui Mărin. Uite ce frumos face. Ce mișto trece peste plauri. Noi avem galben. Hai, uac, uac. Alea ca alea, dar să vezi suedezele cât de bune sunt și mai frumoase. Și nemțoaicele mi-au plăcut. Sunt alea, nu se compară. Păi da, mă, dar sunt alea corcite cu polonezi, cu turci, cu alea. Și nu sunt astea, mă, dar nici nu e blond ăla alb, frate. Nu nemțoaicele alea... Naturli. Da, naturli. Originale, alea corcite. Sunt naturli. Mamă, erau polop în paburi. Hai să mergem să zdrobim. Hai să zdrobim în altă parte, hai. Îți dai seama ce prinde acolo Mărin? Păi zupăcești ce-ai? Păi frate... Îi omoră pe aia de stau lângă el. Cu broasca lui? Nici nu mai broaște, măi. Broască la broască trage, vorba. O fi mâncat fasole? Cu mine a avut să-și noroc. Stai așa? Da. Stai să scot grăratul. Uite ce frumos. Eu spun că aici, în tubul ăsta de noi, e pește. Garantat. Mai să băgăm capul să ne uităm. Slabă. Mărine, ia vină, mă. Vreau să mă las mărut și soarele la ochi. Shhh. Mai face gălăgie. Mi-a fi descăzută apa, frate. Aici e. Uite câtă groură e aici, bă. Uite la mal. Ia uite, bă, mâncață. Da, frate. Frate, care faci karate. Dar eu nu văd nici măcar un caras. Nici pui de oblete. Știu că asta ce mănâncă, frate? Sandvișuri. E vegană? E vegană? A, e numai cu salată, uitai să iau ăla. Bagă greutatea. Uleiul de măsline. Dea doamna cu coana acum. Eu știi ce propun să facem la sfârșit? Peștișurile ăștia, să-i punem pe grătar. După, facem o saramură. Pe ăștia de cauciuc? Aha. Cu măruga de toți. Mihai la spinning. Da. Se vede ce mână de stânga, nu? Și picior de dreptul. Peisajul superb, apa perfectă, pește, canci. Hai zice frumos face pește și orele. Și asta cu mâncatul nu contează la știucă. La știucă dacă îi dai și el acolo și o enervezi, o iei. Nu ești. Păi da, să nu vezi, mă, tu nimic. Trec cu băieții, cu aparatul și... I-au dat de luatul mă mare. Păi garantam, ce trebuie, suntem câți suntem aici cu bărcile. Da. Și după malul ăla nu ia nimeni. Păi. Vorba ta, măcar o mârliță, mă, mâncați așa. Nu te vrea pe tine. Da, uite ce frumos faci. O și văzui așa că... Eu pe unde n-am prins cu alte linguri, cu asta am prins, știi? Uite. Să vezi tu pe Mihai că rupe fâșul acum. Dacă ia ceva asta, asta o enervează de-n ea. Aha. Văzui, are și solz, are și de-alea și... Da. E cu tot. Bun. Da. Așa zice. Pac. Ia să mai luăm un cadru. Păi eu știi de ce nu magi, mă? Ia una la 5 kg și merg fericit acasă. Băi, fix să ne desplecăm, nu? Fii atent că avem și o doamnă pescăriță, sau nu? Nu mai e unul, ca și mi-a spus și mie. Și nu mi se spune că e femeie. E tot unul. E doamnă ca și noi. Doamnă ca și noi, tot pe doamna știu că o caută. Acum începe.
am activat operațiunea broasca. Acolo undeva sare. Săriar ochii. Săriar solză. Și penele și fulgi. Săriar gura la mine, n-am gura. Da. Am văzut până acum acolo două sărituri și aleargă peștișori. Ia uite. Ai ferește că ne scufundăm și n-am nici izmenele la mine. A, dar are Adrian Crăciun, are izmenele alea. De el avea pe la... pe la cornetă. Ce izmene? Când am picat în apă. La două dimineața. Ce cu aici, Drecu? Da, uite. Aici e prag, vezi? Da, e prag. Aici acum ești așa prag, își dai... Băi, și uite, tot atac acolo, mâncați aș gura ta. Da, e cu apă mică. Nu poate, ea nu poate să dea după partea. Uite câte atacuri sunt acolo. Decotești dreapta. Că nu. Eu zic că da. Cam așa. E bine. Ia uite, ia uite cum alerg acolo după ea. Du-i iară, văzut și tu? Da, da. Vezi? Aia ziceam eu. Că dacă e pește, uite, turbură apa. Noi acolo nu văzurăm deloc. Uite-mă unde de ea, tu de aia. Vezi cât e apă aici? Da, dar uite cum ce bine stă aici printre plaurii ăștia. Păi, da. Să vezi tu că tot bruscuța aia face minuni. Dacă nu e acolo... De ce să mai stai? Până la aici, gata. Până acolo. Da, nu că e mic acolo și direct în scoici o băgăm. Dacă mai avem 5 cm de apă... Ăla e, da. E, mă, și descălcam, dar să-mi scoie și mie că mă tai. Bă, să știi că sportul ăsta implică mai mult efort fizic. La spinning. Bine, face bine la... la arderea caloriilor, da? Păi ce-mi fiu mai mare? Că dacă o enerva, o rom. Acum arunc. Să-ți iau... Vezi că mi-e între miciogul, să mă ajut cu miciogul. Da, vrea să fac. Ia uite-o. Nu merg așa. Dar știi când dă drumul? Exact ce făcui stop. Bă, mă lași? Da, la asta îi dăm drumul. Da, e ce frumos. Bă, dar ce-a înghițit-o, bă, nebuna. Vezi că ai acolo ăla. Da. O văzut și tu bine. Cum dă mă înșeală? Uite și zice, să știu, exact la de-alea cu... Ai la aia cu dragonul, care o băga eu. Ce dau acum, îți dai pe aia? Lasă, dă-i în continuare, că nu-i băi. Bă. Nu prea îmi place cum înghiți asta. Mă ia, mă, asta mă ia. Ia, ia, hai, hai. Eu vreau să-ți dau drumul și tu nu vrei? Să-ți fac și o poză frumos. Nu știu, mâncați. Ulo de branhie. O atacă puțin la branhie, aha. Că e mică, îmi chis, da, mami. O filmezi? Da. Monstru. Dințoasa. Ce s-a adus, Ghiulea? Ai avut dreptate, mă. O simțiști când veni după Nălucă? Asta veni din partea, dar cred că asta aceeași. Ia și de că poate mai ești tu vreo. Gata. Asta e așa. Vezi că eu mea e în apă. Bravo. I-ai dat filmare? Da. Tot mărlița. Mărlița lui Mihai. Nebună, stai așa. Micuțe, dar bune. E ușor? Nu mai știu că. Bă, a fost dreptate cu... Ai văzut? Băgai și asta e aia norocoasă. Mamă, dar cum s-a... Lasă-mă. Stai să puțin pe pauză. Aha. Îi facem, da, și eliberarea. Gata. Stai așa. Încă merge, hai, dă-i drum. Okay. Da. Ce frumos. Dă-i drum, că e micuță. Gata, s-a și adus. Dus.
așa da. Acum. Mici, după ea. Mici. Da, prima experiență mea. Nu faci mâna. A, dar ce mișto ai dat. Singura mea care nu minte. Bă, să știi că ai avut dreptate cu aia. Nu mai va, două una după alta. O, aici e micuță, bă, apa. Vezi? De-aia stă acolo, pe gaură. Stă pe gaură acolo. Și noi la ceas de seară căutăm poteca. Cum o să ieși nebun, mă, trebuie de mic e. Din ce în ce mai mică, bă, n-am decât să mă întorc pe jos pe acolo, mă. Dă-mă un pic mai sus, hai că găsim, uite, pe acolo, pe între ele. Frate. Ba da, mă, uite, între ele, pe acolo. Uite acolo, așa. Nu e, mă, mire, mi hai. Deci, Mărin, o cârpă. Uite cât de frumos se văd urmele de, de avioane, cred că sunt, a? Mm-hmm. Și asta l-am prins și vreme bună, frate. Chiar a fost vreme frumoasă. Chiar frumoasă. Mine vă zic că nu se ploaie. Bă, vineri mă interesează că vreau să merg acolo, să dau la crapă. Nu mai, nu vin că... Mă sta la burezul. Uite, băi, ți-e ieșire, numai noi rămăsărăm codași. Dacă e apa scăzută. Cât să fân ai, cât să fân. Da. Trebuie să mănânc asta. Trebuie să bag eu la mas mai mult astăzi, că dacă nu treceam pe acolo cu aia 10 cm. Mă văd, eram ca ciocolata Milka, era așa. Nu are rost să-mi tai barca, eu. Unu, doi, trei, patru, cinci. Sunt pește în clinci.